Stimate doamne, stimați domnul, numele meu este Cătălin Dobrescu, sunt reprezentantul instituției Prefectului Județul Prahova. Numit prin ordine al Prefectului Județul Prahova pentru a deschide ședința de constituire a Consiliului Local al orașului Breaza. Înainte de a trece la alte aspecte, numele instituției Prefectului Județul Prahova, felicit consilierii locali și primarul orașului Breaza pentru rezultatele obținute la alegerile locale din 27 septembrie 2020 și totodată le urez succes în activitatea de aducere la îndeplinirea promisiunilor făcute în timpul campaniei electorale. La alegerile din 27 septembrie 2020, la nivelul orașului Breaza, au fost aleși 17 consilieri locali, dintre care 16 consilieri locali au fost validați de către instanța de judecată. Constatăm că cei 16 consilieri locali validați de către instanța de judecată sunt prezenți în această sală, astfel încât constatăm că sunt îndeplinite prevederile articolului 116 alin 1 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019 privind votul administrativ, în ceea ce privește numărul de mandate de consilier local validate la nivelul orașului Breaza. Totodată, potrivit dispozițiilor articolului 116 alin 4 din codul administrativ, lucrările de constituire, lucrările ședinței de constituire a Consiliului Local sunt conduse de către cel mai în vârstă consilier local a cărui mandat de consilier local a fost validat, ajutat de către doi dintre cei mai tineri consilierii locali. Din datele puse la dispoziție de către secretarul general al orașului Breaza, reiese că decanul de vârstă al Consiliului Local al orașului Breaza este domnul Ferăstreeru Ion Nicolae, născut la data de 13 septembrie 1955, iar cei mai tineri consilieri locali sunt Radu Iulia Ionelia, născută la data de 8 ianuarie 1988, respectiv Mosor Alexandra Ramona, născută la data de 2-10-1995. Pe care, de consecință, invit pe domnul președinte de vârstă, domnul Ferăstrăiești Ion Nicolae, ajutat de către cei doi tineri consilieri, să preia conducerea ședinței de constituire a Consiliului Local. Vă mulțumesc! În continuare, mă rog pe doamna secretar general la Poate Preaza să prezinte încheierea numărul 112 din 13-10-2020, pronunțată de judecătoria Cristina, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali declarați aleși. Deci, prin încheierea numărul 112 din 13 octombrie 2020, comitată de judecătoria Câmpina, dosarul 5972/204/2020, se validează mandatele pentru funcția de consilier local al orașului Breaza, județul Prahova, pentru numiți Ardelean Cristian, Săvescu Adriana, Radu Iulia Ionelia, Lista Daniel, Cuijeu Simona Liliana, Mosor Alexandra Ramona, Nacu Florinel, Ion Nicolae, Ferăstrăiești Ion Nicolae, Mita Rac Daniel, Dulcoiu Tonoara, Popescu Confinu Constantin, Richea Gheorghe, Ezaru Ciprian, Nică Justinian Fodor, Bertăroiu Gheorghe Dragoș, Bertăroiu Cătălin. Prin aceeași încheiere s-a invalidat mandatul de consilier local al domnului Novac Dan Cristian, ca urmare a formulării celui de revocare formulată de către acesta. În continuare, vă voi prezenta ordinea de zi. Punctul 1. Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătorii. Punctul 2. Depunerea jurământului de către primar. Invit consilierii locali de declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, să depună potrivit articolul 117 alineatul 1 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019, următorul jurământ în primar. Consilierii vor depune jurământul în ordine alfabetică. Ardelean Cristian.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să ne ajute la Dumnezeu. Semnatul Bărcărul Cătălin, consilier local al Consiliului Local Breaza, în conformitate cu prevederile numărate de urgență a Guvernului de Urțiune 7-2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local al Orașului Breaza, județul Prahova, următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să ne ajute.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să mă ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Breaza. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
mai calitați prezent la ședința privind ceremonia de constituire 16. Numărul consilierilor locali calitați care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local 16. Numărul consilierilor locali calitați care au refuzat de până jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local 0. Numărul consilierilor locali calitați care absentează motivat pentru motive tehnice prevăzute de actul 116 alineatul 1 codul administrativ 0. Numărul consilierilor locali calitați care absentează nemotivat 0. De asemenea, vom aduce la cunoștință că prin ordinul prefectului, numărul 249 din 14.7.2020, pe orașul Breaza s-a stabilit un număr de 17 consilieri locali, fiind validați de către judecătoria Câmpina, 16 consilieri locali declarați aleși. Un consilier local declarat ales, domnul Novac Bogdan Cristian, din partea Uniunii Salvați România, a fost invalidat de către judecătoria Câmpina. Pentru acest motiv, este necesară validarea mandatului supleantului din partea acestei informațiuni, respectiv a domnului Necula Emanuel. Sesântare au fost demarate procedurile prevăzute de legislația în domeniu. Un ultim aspect, colega mea va una câte o mapă, domnul consilier, prin care v-a atașat extras din prevederile legale privind compatibilitățile și conflictele de interese prevăzute de legea 161/2003 și ordonanța de urgență a guvernului 57/2019. Acestea discuții declar ședința. Domnule primar Novac, cu ce gânduri începeți mandatul? Bună ziua, vă mulțumesc. Mulțumesc în primul rând tuturor brezenilor care mi-au acordat încrederea, tuturor brezenilor care s-au prezentat la vot. Încep mandatul cu gânduri de bine, cu gânduri bune, cu dorința de a dezvolta Breaza. Așa cum am spus-o și în campania electorală, n-au fost doar cuvinte pe care le-am spus în campania electorală. Sunt exact gândurile mele pe care doresc să le pun în practică în beneficiul orașului. Doresc ca Breaza să se dezvolte, doresc ca Breaza ușor-ușor să-și rezolve toate problemele pe care le are și să ajungă orașul pe care ni-l dorim cu toții. Să ajungă din nou acel oraș vesel, acel oraș viu și acea opțiune reală pentru fiecare dintre noi.